Sunt în clasa 10, la liceu Ion Borcea. Am 17 ani. Aș vrea să ajung avocat pe viitor. I-aș vrea să reușesc să-i ofer o viață mai bună băiețelul meu. I-am rămas însărcinată, fără să-mi dau seama, adică nu mă așteptam la asta. Apoi am venit Denis pe nume, am aflat la 5 luni că sunt gravidă. Mama mea este plecată de 13 ani din țară. Este în Italia, muncește. Tatăl meu la fel a fost plecat. Tatăl meu a vrut să vină în țară, dar a murit atunci. De la 3 ani jumătate locuiesc cu bunica. Da. Și ea m-a învățat. Nu puteam să merg la grădiniță pentru că nu am avut acte aici în țară. Am fost născută în Turcia, în Istanbul, și am stat acolo până la 3 ani jumătate. Ea m-a dat la grădiniță la 4 ani și jumătate, cam așa. M-am apucat pentru că atunci a reușit să-mi facă certificatul de naștere. Nu știu dacă mă dau un vânt așa tare după școală, dar că aș vrea să ajung avocat. Și asta mi-am dorit pentru că asta mă înțelegeam cu tatăl meu. Știu că o să fie greu. Îmi place mult să desenez, asta fac de obicei. Am vrut să merg la arte, doar că abonamentul și nu m-am împiedicat să fac asta. Îmi place matematica acum. Un nou profesor e foarte de treabă și îmi știe să-mi explice mai bine, învăța și mai multe. La școală oricum e frumos și este timpul meu liber într-un fel, adică în care ies din casă, pentru că de obicei o zi obișnuită pentru mine este mă trezesc dimineață, mă duc la școală, vin acasă, stau cu băiețelul și apoi nu știu dacă ies în fiecare seară, dar de obicei sâmbătă mă mai lasă bunica să mă ies un pic pe afară, în ora asta undeva. Cu tata? Cu da. Sunteți încă împreună? Da. Și... deci eu rămas că atunci când... o să fie, o să avem venit ceva, o să ne luăm în casă împreună. Și suntem, adică nici eu nu vreau să merg la mama lui, nici el nu putem să am împreună aici. Dar el câți ani are? E mai mare ca mine, are 23 de ani. A lucrat o vreme în Italia și el, după aia a fost plecat. După aia nu m-a mai reușit să se mai angajeze aici la noi, pentru că nu mai unde în oraș aici să te angajezi. Toată lumea m-a jignit, toată lumea, și au fost colegi care au ținut cu mine, au fost colegi care m-au făcut în toate felurile. Nu au înțeles că se mai întâmplă asta, să faci într-o greșeală sau fără să-ți dai seama. Mama m-a judecat mereu, 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 și acum, câteodată chiar nu prea ține la, nu știu dacă ține cu adevărat la nepoțelul ei. Colegii mei au fost alături de mine toți, chiar dacă nu au știut chiar la început, dar când am născut a aflat toată lumea. Și toți au fost alături de mine. Diriginta mea m-a ajutat cu haine, așa. Am o mătușă la albă, Iulia, care și am trimis de obicei pamper sau mi-a trimis o codiță să-i fă baie sau... Da, mai vorbeam la școală. De obicei vorbeam foarte mult în grupuri. Ne adunam grupurile de colege. Erau foarte multe colege care și-au început viața sexuală. Și... tot vorbeau chestii, adică eu nu prea aveam, nu știu dacă erau 2-3 colegi care puteam să vorbesc ceva care nu era în legătură cu asta. Apoi am intrat și eu în colectivul lor și nu era vorba că râdeau de mine sau chestii de astea. Pur și simplu știu că toți spuneau că o să mă cer cu el pe tema asta. Diriginta mea a vorbit în special foarte mult cu mine, foarte des. A încercat să mă întrebe dacă este adevărat că sunt gravidă. Nu prea am vrut atunci să se afle la școală pentru că mi-ar fi stopat anul școlar. Și nu am vrut să-mi înghețe anul școlar. Așa că am ales să nu spună nimeni, chiar dacă se bănuia, chiar dacă se vorbea și când treceam pe stradă toată lumea mă jicnea la spate, în fine. Așa? La școală, da, am încercat să îmi pună un psiholog să vorbesc, să mă duc, dar că nu. Am refuzat pentru că bunica mea e psihologul meu, eu cu ea vorbesc orice. Am o profesoară de desen, tot de la Bacău este, care mi-a promis că o să mă ajute bine mai târziu cu jucării și ce o să mai băia de la băieții ei. Cum m-a spus, am pe mătușa mea de la Alba Iulia, care îmi trimite, acum vrea să-mi trimită din nou de Crăciun pamper și asta ca să nu... Și el, tatăl copilului, vine des, foarte des, mă ajută mereu. Stă cu el, de obicei. Și când sunt eu la școală, câteodată vine și stă cu el. Asistența socială. Te-a ajutat cu vreun sfat? Nu știu, stau la școală consilierul?
nu știu ce să spun. Deci alocație sau așa ceva, să-ți o... Cu alocația, da, am reușit, nu am putut să o iau pe numele meu, pentru că este băiețelul pe numele tatălui și eu sunt minoră, așa că a fost făcută pe numele tatălui. Urmează de acum să primesc. Să nu le fie rușine. Să țină capul sus, pentru că eu cred că mi-ar fi rușine dacă aș fi omorât pe cineva. Nu dacă am făcut un copil, pentru că nu... Adică nu am făcut rău nimănui, în primul rând. Și copilul este responsabilitatea mea și a tatălui lui, nu a lumii care vorbește de rău sau... Și odată ce nu deranjezi pe nimeni, nu ai de ce să-ți fie rușine. Sau cum spun bătrânii ăștia, lasă capul jos, nu mai merge. Nu, niciodată. Să meargă la școală dacă sunt în... Dacă încă trebuie să meargă la școală, să meargă la școală. Pentru că altfel nu o să le poată oferi nimic copiilor.